Bună ziua, dragii mei, sau bună seara! Sunt Arotela cu o etalare specială pentru portalul pe care tocmai îl trecem, îl trăim. Manifestat sau care va manifesta ceva special. Portalul 2 februarie 2022. Haideți să vedem ce se va manifesta în viața unora dintre voi. Anumite lucruri, nu o să vorbim despre toate, dar măcar anumite lucruri să știți. Să fiți, în fine, atenți. Aveți ales între numărul 1, 2 și 3. Apoi uitați atent și vă alegeți. Vă puneți pauză. Eu îmi pun camera. Așa. Și. Unde să vedem. Haideți să vorbim despre numărul 1. Cei care ați ales aceste de cărți, înainte să începe talarea, să vă arăt ce mesaj aveți. Sunteți la intersecție de drumuri. Apropo de portal, trebuie să alegeți între o pasiune, o flacără, un interes care v-a fost bun o perioadă, dar în ultima vreme s-a dovedit a vă ține pe loc și alege o flacără, o pasiune, un interes care vă poate extinde orizontul. Pentru această alegere vă cam luptați. Vă cam luptați pentru că posibil unii dintre voi v-ați obișnuit cu stabilitatea sau, dimpotrivă, aveți nevoie de stabilitate. Oricum e o luptă interioară în legătură cu această decizie pe care, iau-te, lumea trebuie să încheiați un capitol. Poate pentru unii trebuie să încheiați un capitol și să manifestați abundență, stabilitate. V-ați luptat cu voi într-o privință și, de fapt, v-ați păcălit în aceste... Aceste lupte interioare, de fapt, sunt... Ia uite, sunt niște secrete, niște mistere. Aceste lupte interioare vă crea mai multe probleme decât să vă ajute. Ia, să pun seturile de cărți. Înainte să încep această etalare, hai să luăm o carte. Uite. Intuiția. Urmați-vă intuiția. Ascultați-vă intuiția. Poate există cineva cu intuiție, cineva special, o persoană misterioasă cu o intuiție dezvoltată în viața voastră. Poate că ar trebui să-i ascultați. Măcar să discutați telepatic, dacă nu chiar o discuție, eu știu, ca de la om la om. Dar ascultați-vă sinele vostru, sufletul vostru, ce vrea să spună, în ce direcție vrea să meargă, să își urmeze dragonii sau să își urmeze ghidajul divin, îngerii. Sinele vostru trebuie să... Interesant ce aici? Să se vindece și să renască. Dar, hai să vedem. Portalul 2 februarie 2022, pentru cei care ați ales numărul 1. Acum să clarificăm. Deci, 8 de spade, marele preot, 3 de cupe, regina de cupe. Ascultați-vă intuiția, nu gândurile, nu programele mentale, nu senzația că sunteți captivi într-un program, într-un sistem, într-o anumită gândire tradițională posibil pentru unii dintre voi. Poate este o familie, poate este o căsătorie pentru unii în care vă simțiți unii dintre voi blocați. Dar din cercul vostru de prieteni se distinge o anumită persoană care are ceva mai mult de oferit vouă, evident. Are să vă ofere emoții, are să vă ofere înțelepciune și niște răspunsuri la întrebări. Dar hai să mai vedem. Aveți atracție față de acest personaj?
chiar vă aduce multă fericire și simți, ia uite, sunteți chiar îndrăgostiți unii? Ați vrea să mergeți chiar acum? Sau poate să fie și invers, evident, etalarea. Să comunicați cu ei, dar ceva vă reține, e un stres. E, poate, educația, cultura, niște diferențe de religie pentru unii? Posibil. Hai să vedem. În continuare, să clarificăm cărțile. 8 de spade. 2 de bâte. Interesant ce am zis mai devreme. Se confirmă, da? Marele preot. 2 de spade. 2 de bâte. 2-2. Apropo de 2 februarie sau 2022, da? 3 de cupe. Împărăteasa, ce frumos, interesant. Și regina de cupe. Regina de cupe. Șapte de monede. Asul de spade. Vă doriți să comunicați cu cineva, dar e o distanță, chiar să colaborați. Vă simțiți foarte, foarte vesel, foarte vioi, fericiți chiar în preajma acestui personaj, dar este la distanță. Acum, care este mai stea decât celălalt? Pentru că etalarea poate să fie și invers, dar o să trăiți și o să vedeți. Este o stea. Este un personaj care atrage publicul, dar mai presus de acest mesaj, este un personaj care vă vindecă. Vă vindecă pe voi și cu care puteți comunica altfel. Face parte din destinul vostru. Deci există această dorință de comunicare. Dar, din niște motive, este reținută. Care sunt motivele? Tradiția, cultura, familia, banii, e un stres, un blocaj mental. Aveți impresia că nu veți fi înțeleși, că nu puteți. Posibil, dacă e și distanță între voi, nu se poate manifesta ceva concret, nu se poate manifesta o relație stabilă din niște motive. În primul și în primul rând, repet, este distanța. În al doilea rând, stresul vostru sau al lor, vedeți și voi la cine se referă exact acest mesaj, și familia cuiva, tradițiile, banii, contractele, altfel, am spus, în preajma voastră, în cercul vostru de prieteni, există o persoană foarte, foarte specială, o femeie divină, în mod special, cumpărăteasa, sau un personaj care, dacă sunteți femei, imediat, da, ar putea să fie și o prietenă. Care vă susține. O prietenă foarte specială. Un profesor chiar. Care vă susține și vă... Dar într-un mod foarte plăcut, voios, jucăuș. Vă susține, repet, în aceste decizii pe care trebuie să le luați. Și... eventual în exprimarea unui adevăr la un moment dat. Acum este într-o zonă subconștientului, a nemanifestatului, dar se va manifesta. Ideea este că trebuie să vindecați ceva în voi și până atunci aveți o atitudine mai temperată, mai precaută. Ați vrea să investiți în această dragoste, în această prietenie, în creșterea voastră spirituală, doamnelor, dacă sunteți. Dar nu puteți să investiți total până nu luați decizia finală.
Aș vrea să clarific. Doi de spade. Nouă de spade. Încă o carte. Și roata norocului. Trebuie să ieșiți din acest stres. 8, 9, 2 de spade. Trebuie să ieșiți din acest stres. Ia. Și regina de monede. Pentru unii dintre voi, posibil, în această decizie foarte importantă pe care trebuie să o luați, aveți un personaj feminin care vă influențează. Mamă, soție. Ori este vorba de viitoarea voastră soție sau viitoarea mamă a copiilor voștri. Și din acest motiv este foarte greu de decis. Este o decizie ce ține de căsătorie, de angajament, de creștere spirituală cu marele preot. De creștere spirituală. Și dacă e vorba de creștere spirituală, că am zis, pentru unele doamne, sunteți invitate să creșteți înspre, să ajungeți, să exprimați femeia divină, divină din voi, aveți pe cineva care vă inspiră, dar și voi trebuie să le lăsați grijile și să deveniți mai stabile, să vă apreciați, să vă știți, să vă cunoașteți valoarea. Asta face parte din această creștere spirituală și, repet, cineva vă învață. Să vă iubiți și să oferiți dragoste în continuare, să vă apreciați, să fiți stabili, stabile. Interesant ce simt. Pentru unii dintre voi, ori voi aveți o mamă sau mama copiilor care este mai petrecăreață și vă creează mult stres. Și sunteți într-un fel sau altul chemați să alegeți într-un personaj mai înțelept, dar față de care sunteți un pic precauți sau precaute din cauza trecutului. Pentru anumite persoane. Poate voi aveți de-a face cu un bărbat care are o asemenea situație în viață. Și încă ar vrea să investească în dragoste, ar vrea să investească într-un personaj care este deschis emoțional cu el sau cu ea, în fine, dar este un pic precaut pentru că încă nu s-a eliberat de aceste blocaje și griji datorate unei persoane. E o excepție în mesajele pe care le-am spus. Probabil că vin pentru cineva. Până nu se vindecă de acest personaj. Am văzut și steaua, da? Asul de spade trebuie să înțeleagă și să vindece. Să înțeleagă care personaj face parte din destinul său. Evident că nu personajul care este petrecăreț, da? Ci cel care este generos, cel care oferă maturitate, creștere, abundență, înțelepciune, da? Aceasta este o etalare mai scurtuță, mai vedem și mâine. Asta pentru că n-am reușit în timpul zilei să fac. M-am zis totuși, hai să fac acum seara. Un mesaj de la înger pentru voi. Așadar, ascultați-vă, vedeți? În aceste de cărți, doi de spade nu blochează nimic. Și mai ales nu blochează sufletul. Nu vă blochează sentimentele. Fiți cu inima deschisă când alegeți între cele două persoane. Și ascultați-vă intuiția. Aici este luna și aveți și aici. Da? Ascultați-vă intuiția. Da. Ori este o soție, ori este o mamă care petrece, care... Și voi stați cu grijă. Cu stres. Dar în plus mai este
repet, o altă figură foarte generoasă din punct de vedere emoțional. Interesant, ascultați cu inima. Tot am zis, ascultați intuiția, da? Ascultați cu inima. Încă un mesaj pentru cei care ați ales numărul 1. Am zis, etalarea este mai scurtuță. Îmbrățișați-vă emoțiile, am văzut. Dacă simțiți dragoste pentru cineva și sunteți precauți, precaute, încercați să... Da. Fiți atenți, interesant, aveți un personaj care vă minte. Tot am zis, sau voi vă păcăliți. Sau voi vă păcăliți. Nu spuneți ce simțiți, ori cineva din preajma voastră nu spune ce simte. Repet, este precaut, precaută, pentru că experimentează acasă, în familie sau în căsnicie, niște situații. Pe de-o parte, unul este foarte stresat, altul este foarte petrecăreț și văd elemente, văd multe figuri feminine pe partea aceasta a petrecerilor. Cu alte cuvinte, este un soi de falsă femeie divină. Este o femeie divină distorsionată. Cu un exagerat simț al proprietății, eventual, al valorii, dar mai ales cu atenție pentru prieteni. Poate, cine este aici, a pus persoana din căsătorie într-un triunghi amoros, trei de cupe, înseamnă și așa ceva. Așa, au venit mesaje diverse în aceste de cărți. Vedeți unde sunteți? Interesant că aceasta este susținută și de cinstea este esențială. Vorbiți cu dragoste și adevăr. Apropo de asul de spade, trebuie să găsiți adevărul, să înțelegeți lucrurile ascunse, să vă înțelegeți emoțiile și să vă vindecați. Iar aveți de ales între două persoane. Una care vă ajută să vă extindeți, cealaltă care vă ține pe loc. Ia. Aveți răbdare. Aveți răbdare cu voi și cu ceilalți. Încă un mesaj. Întoarceți-vă inima către lumină. Că tot am văzut multe spade aici, da? 2 de spade, 7, 8 de spade, da? Și 2 de pute. Pentru că nu puteți să alegeți corect dacă sunteți cu inima în întuneric, în griji, în stres și mai ales dacă nu vă ascultați intuiția, nu veți ști niciodată că sunteți păcăliți sau cineva păcălit sau dacă voi n-aveți curajul, zic și așa, posibilitatea asta să exprimați ceva sincer, niște sentimente, asta se datorează unei experiențe, într-adevăr, din trecut, din prezent, dar pe care trebuie să o vindecați. Și o vindecați întorcându-vă privirea, sufletul către lumină, nu către aceste minciuni, păcăleli, autosabotaj eventual. E și ceva neplăcut în viața voastră. Dar acest portal, să zicem, că vă... Pentru că aceste cărți s-au încheiat, să zic, etalarea. Regina de cupe și 7 de monede. Vă așteaptă o dragoste, dar în primul și în primul rând vă așteaptă dragoste față de voi. Trebuie să investiți în emoții poate mai mult decât ați investit unii dintre voi în griji, în persoanele din această structură tradițională care v-au păcălit. Asta e mesajul, asta o transmit, da? Nici eu nu m-am așteptat să fie așa instalarea, dar o fi cu un scop, da? Alt mesaj, un sfat, eventual, pentru cei care ați ales numărul 1. Aveți grijă la oamenii care poartă măști. Nu e vorba de măști pentru COVID sau anti-COVID, nu. E vorba de oameni care nu-și arată intențiile și care nu sunt sinceri.
că tot am văzut asul de spade, nu sunt sincer. Nu de alta, dar stând prea mult în preajma lor, veți începe să vă comportați ca ei. Interesant. Intrați ce frumos. Step into your power. Primul pătrar de lună din berbec. N-are nicio legătură cu zodia voastră sau a lor, ci e vorba de o energie marțiană. Eliberați-vă. Asta înseamnă doi de bute. Alegeți expansiunea, da? Că tot e vorba de foc aici. Alegeți expansiunea. Nu pasiunile acestea, să zic, petrecerile, da, pot să reprezinte o flacără într-un fel sau altul, e o atracție, e o bucurie, e un moment de pasiune cu prietenii, dar e ceva, ceva ce în mediul ăsta cărțile arată bine, dar vinerea acesta este ca și această mască sau ca acest personaj care oferă o floare, dar are o mască pe față. E un bine confortabil, dar care nu vă ajută. Nu vă ajută prea mult. Așadar, intrați în putere și cum intrați, eliberându-vă măcar mental, emoțional, de niște influențe, ascultându-vă inima, intuiția și făcând pașii necesari, adică nu e vorba doar de emoție, nu e vorba doar de intuiție, e vorba de acțiune până la urmă. Pentru că aveți de luat niște decizii. Și asta înseamnă să faceți niște afirmații în care să vă reluați, apropo de sine, da? Să vă reluați puterea înapoi. La capătul setului. Apropo, da, ce am zis mai devreme, țineți-vă inima deschisă, cum am zis mai devreme, țineți-vă inima deschisă, nu vă lăsați blocați, decepționați, pentru că am văzut mult stres, din cauză că sunt niște chestiuni în viața voastră. Acum ar mai fi încă o variantă. Renunțați la stres. Vindecați-vă. Și, cum am spus inițial, vedeți-vă valoarea voastră adevărată, nu în spatele măștilor. Vedeți cum vă puteți bucura de persoane nobile, distinse, evoluată, gen împărăteasa, femeia divină, da? Și cum puteți să învățați și voi să împărtășiți dragoste celor din jur. Dacă simțiți că etalarea este invers pentru o anumită persoană, asta e, vedeți cum e. Eu am citit cum am fost ghidată. Cam atât deocamdată. Mai vedem, v-am zis, și mâine. Deocamdată este o etalare. Probabil că mâine se va descărca de obicei. Se descarcă foarte greu acum când a fost și Mercur retrograd, dar nu doar. Am momente când descarcă ore în șir. Așadar, să-mi strâng cărțile, să vă urez trecere frumoasă, succes și creștere spirituală. Creștere spirituală înspre o energie feminină care împărtășește dragostea, vindecă, protejează și manifestă abundență. Cam atât cei care ați ales numărul 1. Sper că v-a plăcut, da? Okidoki. Cei care ați ales numărul 2. Aceste de cărți. În timp ce am amestecat, în mod special a vrut să se arate, Male Preot, interesant că și la numărul 1 am avut, dar în alt context, Male Preot, Regina de Spade și 5 de Cupe. La capătul setului de cărți, Valetul de Monede. Cineva pe care i-ați cunoscut la locul de muncă al vostru sau al lor, își doresc, este neexprimat, repet, își doresc să vină să vă ofere un cadou sau să se întâlnească cu voi pentru că simt multă dragoste. Asul de cupe, regele de cupe, 6 de cupe și pasiune. Interesant. Este un adevăr pe care l-au înțeles în ultima vreme. Că sunt... Ia uite, regele și regina de băte, că sunteți. Foarte potriviți unul cu celălalt. Acesta este adevărul la care au ajuns. Dar acest personaj, posibil cu marcaj puternic în semn de aer, să aibă, repet, o familie, o căsnicie, un contract în spate. Și în acest motiv nu poate să se exprime într-un anume fel. Ar vrea să
Da. Și din acest motiv posibil să vă creeze acest sentiment de regret, de abandon. Dar dacă voi ați simțit regret, v-ați simțit abandonați, v-ați simțit părăsiți, să știți că și ei se simt vinovați. Da, se simt vinovați. Acești oameni se simt vinovați. Că nu au spus exact ce se întâmplă în această viață, în acea latură, mai bine zis, tradițională a vieții lor. Acum, pentru alții, dacă v-ați simțit supărați și dezamăgiți și ați pierdut, să zic, speranța în cineva, recăpătați-vă înțelepciunea cu regina de spade, pentru că aveți foarte multe de oferit celor în jur, sunteți niște oameni foarte înțelepți, înțelepte și această dezamăgire, știți bine că este doar o lecție. Care vă aduce mai aproape de sufletul pereche. Hai să vedem ce alte mesaje vin. Că acesta este cel căsătorit, că e altă persoană, veți trăi și veți vedea. Și zic căsătorit pentru că pentru mine, marele preot, este persoană căsătorită. Dacă nu e căsătorită, poate să fie o persoană cu autoritate profesională, o persoană importantă, nu se, poate să fie și tradițională, destul de încăpățânată. Da. Hai să vedem totuși energia generală. Numărul 2, energia generală. De bâte. Șapte de bâte. Oh, și la capătul setului de cărți, șapte, tot șapte. Apropo de Saturn, de lecții de înțelepciune, da? Șapte de aer. Trebuie să vă uitați un pic în sufletul vostru și să vedeți unde vă păcăliți. Pentru că șapte de aer se păcălește. Are impresia că știe fără să vadă, de fapt, conținutul. Eventual, pentru cei și mai îndrăzneți în această tendință de a se autopăcăli, să sabota, a? Unii și grăiesc, având impresia că au cunoștință și de fapt nu au cunoștință, nici n-au văzut. Aici este, trebuie să vedeți în cupa voastră. Ce este de vindecat? Pentru că există o tentație în jurul vostru. Oricineva e foarte atras de voi și nu exprimă, ar vrea să manifeste ceva, dar nu exprimă. Ori voi vă simțiți atrași, e un suflet pereche, într-adevăr. E un suflet pereche care trebuie să facă niște alegeri. A zis că există și atracție fizică, da. Dar trebuie să facă niște alegeri, să înceapă această călătorie și ar putea chiar ei să se păcălească. Dar și voi vă păcăliți dacă aveți o atitudine nepotrivită față de ei. Șapte de bâte trebuie să fie un pic să vă păstrați granițele personale. Până încep ei să vadă adevărul. Până începi să vadă. Că de simți simt, nu arată, poate că văd, dar atât timp cât nu arată, tot aia e. Șapte de spade e. Nu-mi place, dar. Ce ar mai fi? Mai vedem și în timpul etalării. Hai să vedem. Patru părți. Portalul 2 februarie 2022, etalare scurtă. Mai fac și
mâine, deși cred că mâine se descarcă etalarea. Ah, ce frumos! Asul de cupe! Doamne, ce mă bucur! Ia uite, iar mincinoși. Mincinoși, fugăcioși, blocaje. Blocajele acestea sunt. Cine se minte? Cine nu poate să aleagă? Cine fuge? De ce poate să fugă dacă nu de adevăr? Este o separare între voi și cineva. Dar separarea asta, în primul rând, trebuie să o vindecați cu asul de cupe, dar puteți să vă aducă o nouă dragoste pentru unii. Doamne ajută! Numărul 2. Numărul 2. Le-au pe toate? Le-au pe toate, da? Ok. 0, judecata și 6 de monede. Că tot a fost turnul, există acest un eveniment neașteptat. Ce înseamnă turnul? Un eveniment neașteptat, ceva, o separare de cineva. Poate să fie și un contract, poate să trebuiască să plecați dintr-un loc, job, casă, apartament, încheiat, sau eu știu ce, un loc, da? Sunt multe lucruri prin care trebuie să ne separăm, nu neapărat de iubire și de amoruri, da? Ideea este că acea separare va duce o nouă oportunitate de a renaște, un om punct zero. Dar aveți grijă să-l începeți vindecați, pentru că dacă îl începeți vindecați, aveți șansa să atrageți echilibru, eventual susținere financiară sau oameni care vă oferă cât meritați. Cel puțin cât meritați. Interesant, la capătul setului de cărți aveți asul de regele de spade și regele de monede. Blocat. Blocat. Și împărăteasa. E blocat. În ce sens? Ar vrea să investească în voi, doamnelor. Dacă sunteți doamne, vă văd într-un mod excepțional, da? Împărăteasa. Vă văd frumoase, vă văd puternice, vă văd evoluate, delicate, educate. Ar vrea să investească în voi, ar vrea să vină în doi de pâte, să vină înspre voi, dar până acum a fost blocat. Probabil că aici este păcălele acestui personaj. S-a păcălit stând într-un mediu care nu-l... Da, îl ține pe loc, da? Îl ține la doi de pâte, îl ține pe loc. Și în cauza că el stă pe loc, va abandona și pe voi. Dar, vedem. Personaj prea rațional, prea pragmatic, provocat de această întâlnire. Dar hai să mai vedem ce alte mesaje vin. Asul de cupe. Clarificăm asul de cupe. Dar văd și multă pasiune, da? Ați văzut și voi, asul de băte, nu prea multe. Și Marea Preoteasă e o pasiune pe care cineva o ține în secret. Dar asul de cupe. Dacă e ceva să revină, revine. Clarificăm asul de cupe. Mai, dar de ce ori vii? Ori vin prea multe, ori vin prea puține. Sunt prea multe. Extraordinar, prea multe. Cineva e într-un exces. În stări extreme. Ori nu comunică, ori comunică foarte mult. Asul de cupetură frumos pentru numărul 2. Și nervos, poate.
Asul de cupe. Mai, dar numai multe, multe. Vreau o singură carte, maxim două. Asul de cupe, tot frumos. Ok, opa, 10 de cupe. Ha, interesant, ce frumos. Nebunul. Nu, nu, o dragoste care va aduce multă bucurie, sau ce? Sau ce? Iar să mă uite. O carte, te rog frumos, te rog frumos o carte. Nebunul. Nebunul, te rog frumos. Împărăteasa, ce frumos! Măi, dar ce bine vă merge! Acest portal, ce bine vă aduce! Ce spor, ce creștere, ce fericire, ce dragoste divină! Ups! Judecata 5 de băte invers. E bine că a venit invers. La capătul setului de cărți, nu uitați că există un rege de monede, o persoană bine din punct de vedere financiar, care își face griji, foarte multe griji, în legătură cu o împăcare eventual. Își face foarte multe, foarte mult stres. Poate mai și bea, dar bea pentru că vrea să-și facă, probabil, curaj. Să renască ceva, rămâne de văzut, pentru că am senzația că acest rege de monede, acest personaj bărbat, în mod special, sau energie masculină, acest personaj pragmatic, practic, materialist, ancorat în această lume fizică, simte multe emoții față de voi, da? Asul de cupe, 10 de cupe, 9 de cupe, simte că sunteți specială, este o invitație într-o nouă călătorie alături de voi, sunt chemați să călătorească într-o nouă direcție alături de voi, dar sunt foarte stresați, mai ales pentru faptul că se simt, măi, ciudat, se simt fericiți, da? Se simt copii, se simt fericiți, simt o altă vibrație în preajma voastră și tocmai asta îi și stresează și asta îi duce și la excese. Am zis că unor tace, altor intră în excese. Nouă de cupe poate să fie și o carte exceselor. Dar dacă a avut acest personaj conflicte interioare, interesant, nu mai sunt conflicte interioare în această perioadă, și posibil să-și dorească să comunice cu voi, să împace ori capra, ori varza, ori eu știu pe cine vă ies în pace. 6 de monede. Hai că 3 sunt acceptabile. 3. Oh, ce frumos! 2 de spade, 2 de cupe, valetul de cupe. A fost o perioadă de tăcere între voi și un suflet pereche și am senzația, da, care v-a adus și multă dezamăgire, da, și v-ați consumat. Dar unul dintre voi s-a consumat și a păstrat această dezamăgire, celălalt a crescut. Celălalt a crescut, s-a vindecat temperanța. Da, aveți voi asul de cupe și 10 de cupe, pentru că ați investit în vindecarea voastră. Celălalt a rămas stresat, pentru că nu știe să manifeste. Da? Pentru că încă este în această... Trăiește un program mental, trăiește o minciună. Are în spate manifestarea, are călătoria despre care am zis mai devreme, da? Călătoria și nebunul, da? Două suflete perechi care revin. Și iar punctul 0, 0 și 0 de două ori. Această pasiune, această atracție care este între voi și cineva, poate știți, poate nu știți, o să-i aflați, o să-i descoperiți, o să-i întâlniți, îi provoacă să ia niște decizii foarte importante, să înceapă o nouă, repet, o nouă călătorie, să o ia de la 0, eventual împreună cu voi și să manifeste ceva special. În acest motiv, sunt foarte stresați, v-au dezamăgit între timp pentru că deciziile lor
Aolea, cam luat timp să se hotărească. Ideea este că totuși au înțeles că trebuie să ofere reciprocitate. Au înțeles că trebuie să ofere, pentru că nu au oferit până acum. Până acum doar voi ați fost generoase, doamnelor, în mod special, sau persoanele care au această energie feminină, chiar dacă sunteți bărbați, energie feminină mai evidentă, mai prelucrată sau dezvoltată prin experiențele voastre de viață. Deci unul a oferit foarte mult și emoții și gesturi și susținere și celălalt nu a oferit nimic. Asta și s-a gândit. Dar a înțeles totuși, mi-a zis, s-a păcălit. A ținut secret tot ce simte. Că asta înseamnă și o păcăl, da, a ținut secret. Și acest personaj a ales sau alege în această perioadă să-și ceară scuze și să încerce să comunice, să colaboreze, să creeze o punte de legătură între voi doi. Doi de cupe iar însugerează împăcare. Și aveți destul de multe emoții în aceste de cărți. Aș vrea să clarifici 5 de bute. Invers. 5 de bute. Dacă ați experimentat niște conflicte în viața voastră, doamne, domnul contează, aveți posibilitatea să le lăsați la spate. Să plecați din preajma, pentru că nebunul face un gest, da? Pleacă. Să plecați din preajma oamenilor care au creat bârfe, discuții, conflicte și să renașteți într-o nouă direcție care vă aduce multă bucurie și fericire. Mult, mult, mult. Asta așa doar la nivel personal. Orice eveniment ar putea să fie. Da. Lăsați în urmă oamenii să vorbească, pentru că voi aveți de manifestat ceva special. O misiune care atrage atenția. Asta trecând peste primul mesaj, mai sunt, da? În plus, am spus că e un suflet pereche care a înțeles că între voi este ceva foarte, foarte special și își dorește să vină înspre voi să vă cucerească. Ba, pentru unii dintre voi s-ar putea să și mărturisească că își dorește să... Nu prea îmi place mie să zic chestia asta, dar o zic. Pentru unii e posibil să se manifeste, da? Își dorește să se căsătorească cu voi și să fiți fericiți împreună. Da. Dar înainte de a se întâmpla, de a se manifesta, pentru că această perioadă e foarte puternică, trebuie să-și ceară scuze și să mărturisească ce simte pentru voi, doi de cupe. Să comunicați la suflet, la suflet, înainte de asta. În momentul în care va face acest lucru, se va manifesta și sporul și abundența și fericirea. Mă, ceva minunat vă așteaptă. Este mult mai... super, super pozitiv față de numărul 1. Super pozitiv. Chiar dacă, repet, cineva nu a arătat ce simte. Probabil că de-aia au fost și conflictele. Da. Nu a arătat conflicte, grija de bârfe, de, eu știu ce mai fi fost, de concurență. Și totuși se calmează conflictele. Și renașteți. Repet, pe de-o parte voi renașteți pe cont propriu în anumite departamente ale vieții voastre. Veți descoperi care, poate le și știți, le intuiți. Și va veni cineva cu siguranță. Sigur vine cineva. O nouă dragoste se înfiripează în această perioadă, măcar în mintea lor, și se va manifesta în perioada următoare, în cât timp s-o manifesta, dar ceva, ceva frumos, foarte frumos, foarte frumos. Și asta pentru că voi, în orice situație,
ați învățat femeilor divine să vă păstrați credința. Și dacă sunt situații neplăcute, știți să renunțați la trecut și să mergeți înspre soare, înspre creșterea voastră spirituală, înspre fericire. Da, îmbrățișați această ofertă, că este prea frumoasă să o pierdeți. Sfaturi de la îngeri. Pentru unii dintre voi să fie din două oferte asemănătoare, dar diferite. Două suflete perechi. Rămâneți autentici. Nebunul este foarte autentic. Și dați-vă șansă la dragoste. Doar pentru că ați suferit, nu are rost să nu vă dați șansă la dragoste. Dați-vă șansă la dragoste. Fiți real și adevărați cu voi înșivă. Și cu ceea ce simțiți. Dacă vă simțiți atrași de cineva, iau-te, miracole și binecuvântări. Miracole și binecuvântări, cu asul de cupe, 10 de cupe, ce poate fi mai binecuvântare decât 10 de cupe, decât împărăteasa abundență? Da? 2 de cupe, un suflet care te înțelege, te simte, te vede. Și 6 de cupe, care și asta înseamnă împăcare. Protejați pe cei pe care iubiți. Voi cred că eu protejați, dar acum cred că e cazul să fiți voi protejate sau protejați. Cred că cineva va veni să vă protejeze. Interesant că la capătul setului de cărți apare physical touch. Un bărbat în mod special își dorește să fie romantic cu o doamnă. 47 să însemne ceva. Eu am senzația că aici este un bărbat mai tânăr, dar doamna pare un pic ori blonduță, înșuvițată, ori griză, un pic păr mai gri. În fine, dar, interesant. Energia masculină este într-o stare de adorare, să zic, față de femeia sa divină, împărăteasă. Ah, ce frumos, uniunea inimilor, sunt de suflete perechi, am zis, flăcări gemene unii, ce frumos, 2 și 8. 1, 10 de fapt. Este un vis care acum se manifestă în această perioadă. E un portal aici, da? E un portal energetic în această perioadă. Ieșiți din labirint și mergeți înspre flacăra geamului și sufletul perechi. Ce frumos! Și ce diferit! Și repet, asta dacă vedeți și voi unde v-ați păcălit, că poate ați așteptat pe cine nu trebuia, poate ați așteptat, eu știu, și nu trebuia să așteptați nimic, trebuia să vă concentrați pe creșterea voastră și pe voi înșivă și pe vindecarea voastră. Și restul se așează de la sine. Un sfat. Multe. Renunță la control, sau poate cineva renunță, nu în voi, renunță la control. Calmați-vă un pic emoțiile, că o să aveți multe emoții, ați văzut și voi multe ape, multe cupe. Și lăsați trecutul în urmă, da. Unde era? Judecata, da, renașterea, conflictele respective, le lăsați în urmă. Și va trebui la câte emoții și câtă... Da, intensitate, pentru că judecata pentru mine reprezintă Pluto, foarte, foarte intens, transformatoare emoțiile acestea, va trebui să renunțați la control ca să puteți să vă calmați un pic. Adică nu este un control mental, asta vreau să explic, nu este un control mental în care vă țineți în frâu emoțiile, ci nu vă faceți griji, că asta înseamnă controlul de fapt. Aoleu, ce o să se întâmple, ce va urma sau cum se va manifesta. Pur și simplu, lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. Acela e, el are controlul, nu noi, da?
Voi între timp calmați-vă, vindecați-vă. Că cineva va veni, go wild. Am senzația că va veni acest personaj, va fi foarte pasionat și doritor să preia comanda. Într-un mod frumos. Interesant. Sunt interesante cărțile. Sper că v-a plăcut. O să mai fac și mâine. Asta pentru că n-am mai făcut de câte de două zile etalări și am avut și eu niște evenimente neașteptate, niște situații pe care trebuie să le a trebuit să le întâmpin și la care să găsesc soluții. Se mai întâmplă. Se separă lucrurile, știți voi. Cum e cu ocazia acestor portaluri. În principiu, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, păstrați-vă poziția și fiți atenți și la tentații și la umbrele voastre care uneori atrag umbrele altora, știți? Că toți avem o latură, da. Până și soarele are o pată neagră, știți? Nu e nicio rușine să ai umbre. Până la urmă, știți, în artă, că tot vorbesc din experiență, cum poți să faci artă, cum poți să exprimi ceva frumos fără contrast și fără umbre, nu? Și arta, într-un fel, este și ca viață. Hai să vedem numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. Să știți că în timp ce am amestecat, e foarte spiritual aceste cărți. Ori sunteți chemați să fiți mai spirituali, ori, eu știu, întâlniți pe cineva spiritual, într-un fel spiritualitatea trebuie să manifeste în viața voastră. În timp ce am amestecat, am văzut ce era? Flowering, da. Și 3D, bâte, experiență. Probabil că unii dintre voi ați așteptat pe cineva, ați așteptat o situație să înflorească și în perioada următoare o să simțiți cum aveți parte de abundență. Face parte din experiența voastră, trebuie să experimentați această stare de înflorire, de beneficiu, de protecție și binecuvântări divine într-o formă materială. Hai să vedem o carte pentru... Uf! Asta a mai fost la numărul 1. Interesant. Ce ciudat! Deci au venit exact cartea de la numărul 2, cartea de la numărul 1, budiță, stai aici, fi vesel. Ia! Ce ciudat! Extraordinar! Și l-am amestecat în fața voastră. Ascultați-vă intuiția. Repet ce am spus și celor de la numerele anterioare. Aveți grijă unde vă păcăliți sau cine vă păcălește. Cine vă păcălește, protejați-vă de acest oameni. Protejați-vă. Mare grijă să nu vă păcăliți singuri. Ia, un mesaj. Hai, du-te sus. Culcă-te. Am spălat-o pe Muriță. Mesaj. Așa, da, ceva nou. Aveți credință. Am zis că era vorba de spiritualitate și Regina de Foc. Cuceriți-vă calea spirituală cu pasiune. Puneți pasiune în credință. Puneți pasiune. Chiar dacă trebuie să fiți singuri pe această cale, aveți această pasiune și să vedeți că nu veți mai fi singuri. Însă, aveți credință într-o privință. Probabil că cineva vă atrage foarte mult, vă și inspiră, aveți credință că va fi bine.
Una e să ai încredere în tine și alta e să ai credință în univers. Trebuie să faceți diferența. Dar există ceva ce ține interesant. Cineva vă oferă dragoste. Face parte din destinul vostru acest personaj. Probabil personajul este mai singuratic, mai ciudat, mai altfel, mai unic, aș spune. Și simțiți, dar are două fațe de interesant, ambele foarte complexe și interesante. Are și o imagine foarte radiantă, dar și o și niște trăsături de caracter foarte profunde, misterioase, oculte, pe alocuri. Creativă, spectaculoasă, misterioasă, înțeleaptă, asumată. Acest personaj face parte din destinul vostru. Dacă voi sunteți aici, rămâneți așa cum sunteți, că mie personal îmi place. Dacă sunteți așa cum am descris, mie îmi place cum sunteți. Hai să vedem numărul 3. Ce cărți apar pentru această perioadă? Portalul 2 februarie 2022. Că e 2 februarie în America. Chiar dacă aici s-a schimbat un pic ora, așa, dar portalul se manifestă. Și în America e 2 februarie încă. Salutări în America. Dacă există cineva care ne ascultă de acolo. Clinging to the past. Un soi de 5 de cupe. Stați, regretați voi sau cineva un trecut foarte haotic, apăsător, când aveți în jurul vostru stele. Aveți în jurul vostru posibilitatea, apropo de destin, să manifestați destinul. În multe locuri, să străluciți în multe locuri. Interesant. Asta? Lumea, 10 de monede. Că tot vorbeam de America, poate e o chestiune la distanță. Dar mai vedem. Numărul 3. Ce experimentează numărul 3 în această perioadă? Aventură. Ce scump. Și la capătul setului de cărți, armonie. Ce frumos, 10 de cupe. Și soarele, dar n-aveți încredere. Trebuie să vă vindecați. Oricineva trebuie să se vindece, ori voi. Apropo de încredere de soare, aici este. Aveți credință. Trebuie să aveți credință în soarele vostru, în puterea voastră creativă, creatoare. Puterea voastră de a vă conduce viața și de a-i conduce și pe alții. De a vă bucura. O să pun invers, da? De un cuplu care e în armonie cu el, cu ea, și împreună sunteți în armonie. Este cam târziu aici și s-ar putea să mă exprim un pic. Ce frumos! Exact ce am văzut mai devreme. V-am zis, Florin, ce frumos că ai revenit. Mă bucur. Bine ai venit, draga mea. Draga mea, floare de lotus. Interesant. Probabil că trebuie să renașteți, pentru că aici e suferință multă și știți că ce frumos, o să înfloriți, mă bucur mult, chiar dacă trebuie să lăsați o zonă de confort, 10 de monede. Trebuie să încheiați un capitol, seamănă, pentru mine seamănă cu lumea. Trebuie să încheiați un capitol. Interesant. Ați trecut printr-o perioadă și de bucurii, nu zice nimeni. Dar acum sunteți schimbați într-o nouă aventură a vieții voastre. Ia uitați ce mici sunteți pe această cărare. Și iar avem aici o cărare, da? Și interesant, și aici este un personaj mic. Oricineva, vedeți? Oricineva vă invită, vă inspiră. Și voi vă simțiți micuți, interesant. Și aici este un personaj matur, vedeți?
personaj matur și mic și aici este un personaj matur și mic. Poate că e diferență de vârstă între voi și cineva, dar cineva vă inspiră într-o nouă cale. Într-o nouă cale care ține de credință. Poate cu siguranță la sfârșit sau pe parcursul acestei căi vă veți da seama că parte din destinul vostru este să vă ridicați dintr-un noroi emoțional, să zic, din regrete, să ieșiți din acest trecut și să înfloriți într-o altă formă, într-o altă manifestare, eventual spirituală, chiar dacă sunt monede. Chiar dacă sunt monede. Și acea manifestare spirituală vă va atrage și abundență fizică. Grație și frumusețe și dragoste. Dar, deocamdată, există stres. Stres. Comparați. Dar mai bine ar fi să comparați stresul pe care l-ați trăit până acum cu posibilitățile de manifestare pe care am senzația că cineva vi le arată. În primul rând, conștiința voastră vă cheamă să priviți lucrurile altfel. Hai să vedem ce alte cărți mai apară. Clinging to the past. Clarificăm. Clinging to the past. O soi de 5 de cupe. Regrete. Ați pierdut. Dar de cât să stați repetând? Ia, interesant că au venit cărți invers. Da. Pe cine plângeți? Pe acest the miser, da? Zgârcit? Zgârcită? Avar? Persoana care s-a gândit doar la bani? Eliberați-vă! Eliberați-vă! Aici este. Ori un personaj care, din potrivă, cheltuie și nu știe să pună deoparte, nu e în stare să construiască. Dar mai este un alt mesaj. În momentul în care vă eliberați de trecut, vă eliberați de aceste tendințe, un soi de, așa văd, narcisist, zgârcit, avar, cum vreți voi, da? Vă eliberați de această tendință karmică sau de o relație karmică la care ați ținut pentru confort, pentru stabilitate, o falsă stabilitate. Renunțați. Voi, da, a fost o greutate pe spiritul vostru această relație. Ia uite, v-ați pierdut încrederea, dar la distanță există cineva care vă susține și vă înțelege ce înseamnă să fiți singuri, că probabil au fost și ei singuri. Interesant. A venit încrederea invers. Hai să o punem la loc. Dacă e să vină în poziție normală. Hai, clarificăm. We are the world. Mm-hmm. We are the world. No. Mm-hmm. Ceva la distanță. Poate unii dintre voi nu, mă aștept să vină. Da, trebuie să schimbați. Să ieșiți din colivie și să schimbați energia. Trebuie să ieșiți dintr-un sistem financiar. Poate să fie business, poate să fie familie, poate să fie căsătorie. Și să începeți o nouă aventură. Dar, repet, aventura aceasta va aduce abundență, dar mai întâi trebuie să creșteți spiritual. Trebuie să vedeți curcubeul acesta, să treceți prin el. Apropo de portal, vedeți ce frumos? Că tu vorbeam de portal? Aici sunt tot. Clarificăm 10 de monede. We are the world. Te rog frumos pentru numărul 3. Care, pentru că e acesta de cărți, Zen Tarot, Osho, este chemat la spiritualitate. Vrea, nu vrea? Asta e chemat. Hai, te rog frumos, sunt mai grosuțe cărțile și... Sau, vă este greu? Păi, așa. Aici, în spatele iluziilor, apropo, dar ce am zis până acum?
Ce am zis să deschideți al treilea, o să vedeți în spatele iluziilor. Aveți impresia că jobul respectiv, contractul, familia, căsătoria respectivă v-a adus un spor. Nu, nu, a fost o iluzie. A fost o experiență, într-adevăr, e o experiență, dar aveți o altă experiență și mai minunată de trăit. Și interesant că apare fructele care înseamnă transformarea psihicului vostru. Ia uite, v-a epuizat! Aici este, asta e iluzia pe care trebuie să o vedeți, v-a epuizat. Interesant, regina de bâte iar apare. Opa, cineva a vrut să aibă control asupra voastră? Ar fi frumos să-mi confirmați. Și dacă e cineva care încearcă să aibă control, geloasă, gelos, posesivă, posesiv, aveți credință că vă veți găsi calea către alt personaj de lumină. De lumină. Și în primul rând că vă veți găsi voi, aura voastră, vă veți regăsi aura voastră de lumină. Dar cineva vă arată calea, ați zis că sunteți mici, un personaj misterios care se protejează pentru că știe că este foarte invidiată. Știe că e invidiată. Da? Și vă cheamă pe în această călătorie și vă susține. Vă și arată calea, vedeți cum arată calea? A, ce frumos, e luna nouă și aici e portal. Ce frumos! Ce drăguț, ce drăguț! Clarificăm aventura. Aventura este acest portal prin care treceți acum și care vă va aduce înflorire. Ce frumos! Interesant, vedeți și ce văd și eu aici? Veți intra într-o altă lume, dar ce diferență între lumea aceasta și aceasta. Deci aventura aceasta prin care pe care o începeți cu ocazia acestui portal vă cheamă spre lumea cea nouă, pentru că știți că se separă lumina, da? Lumea veche de lumea nouă. Și uitați ce frumoasă e, ce translucită și ce frumos e. Ce frumos! Să ieșiți din cușcă. Clarificăm aventura, te rog frumos, pentru numărul 3. Numărul 3, aventura, te rog frumos. Mai cu încredere. Mai cu încredere, aventura. Ce frumos integrare. Ce poate fi mai de mai frumos? Să încheiați ciclul. E un șarpe aici, da? Care își mușcă coada. Să încheiați, ieșiți din karmă. 4 de monede pentru mine înseamnă karmă. Relații karmice. Să ieșiți. Să încheiați acest capitol. Și să integrați experiențele într-un mod armonios. Ca să puteți manifesta oamenii, sufletul, pereche, flacăra, geamănă, da? Soarele și luna, personajul care vă echilibrează, apă și foc, întuneric și lumină, un personaj lăsați că cineva vă arată calea. Posibil ei lucrează mai în întuneric, voi lucrați mai în lumină, poate, sau invers, dar vă completați. Iar același personaj, aceeași regină de bâte care vă aduce epuizare pentru unii dintre voi. Un personaj care, interesant, vă stresează și nu are ghidaj divin. Interesant, aici apare ghidaj divin. Acest personaj nu are ghidaj divin. Nu vrea să colaboreze. Iar încheiați acest capitol cu ei. Fiți creatorii vieții voastre. Clarificăm laurii. Cel de regina de monede.
Mi-am zis că îmi fac și odată părul așa jumate alb, jumate negru. Gen, cum e aici? Sau, cum o chema pe cea din 1001 de Dalmatia? Clarificăm flowering. Hai. Clarificăm flowering. Ok. Aici este să fiți conștienți de frumusețea voastră. De cine sunteți voi cu adevărat? Aici ieșiți voi. Din umbră. Din umbrele astea. Din relațiile astea karmice care v-au ținut în umbră. Știți? Ați făcut parte dintr-o mulțime de umbre. De oameni care au exprimat proiecțiile societății, familiei, ale, eu știu, celor din jurul lor. Nu au fost ei înșiși. Acum trebuie să vă descoperiți destinul, repet. Și cineva care vă arată că sunteți frumoși, vă oferă dragoste. Așa se decupe un suflet pereche. Și repet, vă arată drumul. Dar, deci, acesta este portalul prin care treceți acum. Ce micuți sunteți, micuțe. Vedeți? Că trebuie să vedeți. Rochia este albastră, asta înseamnă că trebuie să vedeți și să comunicați. E mai mult de comunicare, dar odată comunicând, începe să și vedeți, să și anticipați lucrurile și să începe să integrați. Să fiți conștienți de frumusețea care este în voi. Cineva vă arată această frumusețe care tot așa a trecut prin experiențe similare. Dacă până acum v-ați jucat cu stelele, am zis că ați fost înconjurați de stele, dar n-ați manifestat steaua. Ați fost înconjurați de steluțe. Poate sunt stele de scenă, poate, dar nu ați manifestat steaua voastră. Acum începe unii dintre voi. Iar și aici steluțe. Steluțe, sclipici cu lipici, da? Și pupici. O stare de voie bună, poate, în experiențele anterioare, dar le și regretați. Dar faceți comparație între voia bună, da? Pe care ați trăit-o în experiențele anterioare și starea de satisfacție, de valoare, de conștiință pe care o puteți... E o comparare, da? Sunt două lucruri, da? Pe care le puteți manifesta. În moment, ia uitați ce cărți vin, da? Dacă intrați în acest portal și dacă renunțați la regrete, nu mai atârnați de trecut. Încheiați acest capitol și vedeți iluzia din spatele lor, da? Aici este. E o joacă de-a destinul. E o joacă de-a viața. E o joacă de-a abundența. E o joacă de-a căsătoria pentru unii. Sau de-a relațiile, de-a relații, da? Am zis bine? Relații de lungă durată. Comparați între acel trecut și posibilitatea de a manifesta intens o nouă existență. Da? Intensă e și cometa. Are o viteză, da? Dar pentru asta trebuie să fiți receptivi, și să vă ascultați conștiința, să fiți altfel, să luptați cu cei din întuneric, să luptați cu tendințele negative, să luptați cu cei care nu v-au lăsat să vă eliberați, pentru că oricum vă veți elibera. Am văzut turnul, nu e turnul, e un soi de... De fapt, e justiția invers, da? Cu cei care au fost nedrepti cu voi, da? Aici este o nouă existență, pentru asta trebuie să fiți receptivi. Iar e floarea de nufăr. Cum am zis mai devreme, creșteți. Prin greutăți, ați trecut prin greutăți. A fost și frumos. Dar de ce să regretați o voie bună de suprafață când puteți să aveți, într-adevăr, lucruri foarte intense în această nouă existență și profunde și de înaltă vibrație.
Aici este. Aici sunteți voi. Pe această cărare. Și veți ajunge aici. Dar, repet, cineva vă ghidează. Vă inspiră, vă arată calea. Că sunteți micuți. Micuți pe această călătorie. Un sfat. Pentru numărul 3. Sfaturi. De la înger. Pentru numărul 3. Sau două, că te vrei tu, Sfintele, sfaturi, pentru numărul 3. Ah. Relaxați-vă un pic, este esențial. Poate și un masaj ar face bine. Uitați, măi, ce frumos! Nu-i așa că seamănă iar călătorie, iar călătorie, iar portal. Vedeți aici cum este? Vedeți? Aici, parcă, e exact aceeași imagine, aproximativ, da? Numărul 3. Comunicare, călătorie. Înapoi la ceea ce iubiți, sau mai bine zis, ceea ce ați iubit înainte să vă naște, sau înainte să vă pierdeți în aceste relații karmice, sau relație, poate e și o relație pe internet. Sau călătorii în jurul lumii, dar fără, da? Fiți doritori să vă exprimați dragostea. Poate cineva își dorește foarte mult să exprime dragoste și acel personaj trebuie să lase în urmă acel trecut ca să vină înspre voi și să manifeste spor, abundență, integrare, echilibrare, flacărea voastră geamănă pentru unii. Pentru alții voi trebuie să fiți doritori să exprimați dragoste. Cereți ajutorul, pentru că ați trăit în preajma unor oameni care nu au fost sinceri și nu prea știți cum să abordați lucrurile sau oamenii. Deschis. Unii. Vedeți unde sunteți, unde e unul, unul e celălalt. Dar nu întâmplător a venit cartea, dar cereți ajutorul. Eventual cereți ajutorul să înțelegeți unde v-ați păcălit și concentrați-vă pe dragoste. Da, unde v-ați păcălit. Pentru că v-ați păcălit, adică nu degeaba apare în spatele iluziilor, da? E 20. E judecata. Încheiați capitolul. Gata. Hai să vedem un sfat. Numărul 3, un sfat. Pentru numărul 3. Nu o să mai fac și eminenta, da, dar zilele astea am fost eu uimită de niște situații. Fiți mândri, da? Regina de monede, da, este mândră de ea. Fiți mândri. De experiențele pe care le-ați trăit, chiar de suferințele pe care le-ați trăit. Fiți mândri. De voi înșivă. Interesant că apare Taur și aveți aici o regină de monede și semne de pământ. Dar practicați gratitudine, recunoștință. Dacă n-am fi suferit, n-am fi crescut, nu? Suferințele sunt lecții spirituale. Cine știe de la început chestia asta și ușurează multe momente de... Treceți de insecurități, apropo de clinging to the past, de acest sentiment de dependență de trecut. Nu sunteți. Fiți umili, rămâneți umili în fața provocărilor și cunoașteți-vă, apropo, iar fiți mândri de voi și cunoașteți-vă valoarea. Regina de monede. Aici este. Valoarea voastră este inestimabilă pentru că sunteți suflete eterne care au aici o misiune de îndeplinit.
sufletească, spirituală, nu doar fizică. Lăsați trecutul în spate, da? Că tot apare că ține de trecut, da? Lăsați trecutul în spate. Reevaluați-vă dorințele și cunoașteți-vă valoarea. Hai, în principiu sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim și mâine. Pa, pa! Închide-te!